Will Brown, centrul de 2 metri și 13 centimetri al lui BC Athletic Constanța, a ales să evolueze în sezonul următor în prima ligă de basket a Cehiei, la Hradeci. Americanul de 24 de ani a fost considerat unul dintre cei mai valoroși basketbaliști pe care antrenorul Alexandru Olteanu i-a avut la dispoziție în sezonul recent încheiat, însă acum a ales să schimbe campionatul. Anunțul despărțirii de jucător a fost făcut de către clubul constanțean printr-o postare în mediul online, adăugând că noul angajament al acestuia se întinde pe o durată de 2 sezoane. Ajuns pe litoral în luna septembrie anului trecut, Will Brown a jucat 23 de meciuri pentru gladiatorii din Tomis, fiind printre cei mai apreciați jucători defensivi și spectaculoși a echipei noastre, cât și ai Ligii Naționale de Basket. Cel mai bun meci al său s-a consemnat chiar în ultima partidă a sezonului, când BC Athletic Neptun Constanța a întâlnit pe BC CSU Sibiu. Will Brown a încheiat partida în 2 duble cu 15 puncte, 10 recuperări, 2 pase decisive și 3 blocaje în cele 26 de minute jucate.